Sponsorul emisiunii, marca comercială La Festa. Bună seara și bine v-am regăsit într-o splendidă seară de iarnă, aici, la Vorbe Bune cu Lilu pe Canal 2. Sunteți înconjurați de cei dragi? V-ați luat odorașele lângă voi? Dacă nu, chemați-i repejor, pentru că emisiunea de astăzi e și pentru ei și pentru dumneavoastră. Azi setăm dispoziție pentru un Crăciun al copiilor. Dragi copii din țara asta, vă mirați cum se poate ca Maș Crăciun din cer de acolo, de sus, să le știe pe toate, toate? Uite cum vă spune țaca. Iarnă, noapte, pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră să vă vadă. Ca să aveți zâmbet frumos, stați alături de noi și de copii și luați o doză de vorbe bune. Atât voi, dragi copii, cât și maturi, care știu cum să vă facă cei mici pe voi fericiți. Pornim această emisiune cu un concurs, dragilor, de la sponsorul nostru general La Festa. Dăm 4 cutii de biscuiți, cadou, biscuiți cu inimă de cafea, mereșoare, lapte, stafii de ciocolată. Pentru că noi punem inimă în tot ceea ce facem. Intrați pe pagina noastră de Facebook și găsiți toate detaliile. Noi revenim la ale noastre și primii care vin acum sunt o familie frumoasă, din care doar mami lipsește. Mami este în culise, mami este cea care a scris versurile pentru această melodie de iarnă, pentru acest colind frumos, pentru cea mai frumoasă femeie din viața familiei Advahov. Vreau în aceste clipe să-i primiți cu aplauze pe Vitalia Advahov, Cătălin și Ana Maria, care ne cântă chiar acum. Orașul nostru este azi mai strălucitor.
că bravo, Evita, te-ai descurcat de minune. Ai, să știi că tati și cu frățiorul tău mai mare au stăteam așa la tine și te sorbeau, că s-a descurcat de minune, așa? Da, sunteți mândri de ea. Da, suntem foarte mândri de ea. Este o fată foarte talentată și muncitoare și este foarte bravă. Dar când ai crescut, măi băiete, că cu, practic câteva luni în urmă veneai la emisiuni și erai atâtica, erai ca ea și acum deja tu poți să vorbești așa de frumos despre surioara ta. Câți ani ai acum? Acum am 12 ani. Așa. Și te-ai lăsat de dans? Da. Că înainte dansai, cântai și tu... De fapt, el a cântat acest cântec. Chiar și-a fost și... la televiziune. A cântat acest cântec din Don, care l-a compus soția mea, Diana. Este un cântec foarte frumos. Chiar o felicit pentru acest cântec. Așa, și ea este emoționată acolo de, după cameră, pentru că ea filmează. Sunteți o familie foarte frumoasă. Cântând prin casă, Cătălin, sau ascultând noi, a început ea să-l fredoneze, unde am zis, poate îl cânt și tu. Și... Și l-a cântat. Nu l-a cântat numai în Moldova. Unde l-a mai cântat, iubita? La microfon. Hai, povestește, unde ai fost tu? Unde ai fost? La ce concurs? Cântec de stea. Și unde a fost concursul? Piatra Neamț. Piatra Neamț, na, a plecat departe. Iar acest premiu este al tău, pentru că tu ai luat acolo. Ce loc ai luat? Locul întâi. Locul întâi, bravo, înseamnă că le-a plăcut celor din juriu, da? Și participanților le-a plăcut tot ceea ce ai cântat tu, da? Am înțeles că mami a încercat să te ducă pe tine și la dansuri și la ore, dar nu îți place ție. Dar tu ce vrei să fii când o să fii mare? O să vrei să fii ca tati? Cântăreață. Vreau să fiu cântăreață. Dragule, tu ai crezut că vrei să te faci artist, să cânti solo? Mi-s mai interesanți copiii. Eu pe tine te-am văzut de atâtea ori, pe ei ne vedem mai rar. Acum deja faci vioară. Da, fac vioară la liceul Ciprian Porumbescu și învăț la doamna profesoară, doamna Galina Buinovski, care este o profesoară minunată și extraordinar de muncitoare. Eu am o mare admirație pentru părinții tăi, pentru că știu să-i duce un așa bărbat, eu pur și simplu mă dai gata cu retorica pe care o ai. Tati a ales vioara pentru el. Am zis că e un pic mai ușoară vioara decât acordeonul. Am zis că dacă o să vrea să cânte la acordeon, o să-l învăț eu, fiindcă noi toți studiem pianul, deci la liceul Ciprian Porumbescu, toți acei care studiază liceul conservator, avem pianul obligatoriu. Și zic eu, o să-l învăț și la acordeon, dacă o să vrea. Așa, și ești mândru de ceea ce faci? La companie pe tati deja la petrecerile voastre de familie? Spune și tu că ai fost și tu pe la concursuri anul ăsta și nu pur și simplu ai fost. Am fost la multe concursuri anul acesta. Am fost în Sinaia la concursul Remember Enescu, la care am luat locul 2. Bravo. Și am mai fost și în Tulcea la un concurs numit George Georgescu. Și acum în septembrie am fost la noi în Chișinău. Am fost la concursul internațional Antonina Lucinski, la care am luat locul 1. Iar am fost, după aceea am fost în orașul Haskovo din Bulgaria și am luat și acolo locul 1. Și am fost și acum, pe 3 noiembrie, nu de mult, în Sibiu. Am fost la concursul internațional Eric Bergel și Dorothy Kitchen. Tu, ții minte cu și cum se pronunță și numele lor, că nume complicat. Iar acum am venit să vă colindăm pe voi și să colindăm toată țara împreună. Da, da, frumos, e de excepție, mă bucur că puteți să duceți dragostea asta față de muzică prin copiii voștri. Dar așa, salutată, mai ales fata. Dar cine, cu cine zice lumea că tu semeni? Cu mami sau cu tati? Nu știu, dar de curățenie te-ai apucat, că văd că ai început să curiți microfonul nostru de firele, da? Tot firele tale, pentru că tu ai blăniță. Rochia asta, mami, e special, ți-a cusut-o pentru aparițiile la TV? Cred, da. Cred că da. Așa, eu mă bucur foarte mult. Este femeia care stă în culisă, dar care are mari emoții pentru voi. Chiar vreau să-i mulțumesc pentru că are o răbdare și grijă de noi toți, că să ai grijă să te duci cu copiii, să ai grijă să pleci cu ei, să studiezi, e complicat. Și ea asta o face cu brio. Da, eu mă bucur din suflet. Dar care este visul tău, dragule? Visul meu este să ajung un mare violonist. Mă bucur. Și dacă o să muncești în fiecare zi și dacă o muncești din pasiune, adică nu te obligă nimeni din părinți, da? Pentru că... stai un pic acolo, s-a citit ceva pe față. Cine? Cine stă?
Mai rar părinții mă obligă, dar și eu câteodată mă impun, așa. Dar e obositor. Ia povestește-ne, că de fapt oamenii așa impresia că foarte ușor te faci instrumentist. De fapt e foarte greu. Câte ore tu pe săptămână dedici muzicii? Da, este de adevărat foarte greu. Eu aproximativ pe zi mă ocup nu foarte mult timp, depinde. Dacă am examene, deja mă ocup puțin mai mult pentru ca să arăt bine la examene și să cânt bine. Dar așa în timpul zilei, nu foarte mult. În ore, o oră, două. O oră jumate. Vecinii ce zic? S-au neprins deja. S-au obișnuit, da? Cea mică urmează să facă o carieră solo, da? O voce, da? Da. Așa, eu mă bucur. Dar cine ție din muzica, din showbizul de acasă? Ce interpret sau interpretă îți place de la noi? Oare știe? Cine din cântăreți îți place? Andra, îmi place așa, bun nivel ți-ai pus. Pentru că tatea a cântat, da? Cu Andra. Ai avut ocazia să o întâlnești? Da, chiar anul ăsta am avut spectacole la București, trei spectacole cu Andra, unde am asta și zic. Și ei deja s-au deprins, ne vedem mai des pe la diferite spectacole, au poze cu Andra și ei, le place. Da, dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fii mai bună ca Andra, da? Așa, bine, eu mă bucur. Acasă cântați pe la sărbători, mergeți de Crăciun. Ce planuri aveți pentru Marea Sărbătoare? Am început colindatul, am început-o, să spunem așa, de la voi. Voi mai merge și în mai multe emisiuni, voi mai merge la părinți, la rude. Așa o să fie colindatul nostru, uratul nostru, că cu instrumentele, asta noi putem face. Așa, dragule, dar tu câte revelioane, da, câte seri de revelioane ai petrecut cu tati? Și câte nu? Sincer să fiu, mai multe nu le-am petrecut cu tati, pentru că tati este de obicei foarte ocupat cu concertele, studioul, mai muncește și el de obicei în fiecare an și mai rar îl mai întâlnesc seriile. Cam ultimii 5-6 ani am întâlnit în piață. În piață, dar asta. Voi faceți sărbătoarea acasă sau îl urmați pe tati unde merge el? Depinde. Deja când tati este ocupat, deja mergem cu el la sărbătoarea aia și stăm acolo. Dar de obicei încercăm să facem în familie sărbătorile. Frumos, frumos. Dar nu, tu nu vrei să fii prezentator TV? Spune. Nu știu. Poate că o să fiu pe viitor. El și lucrează prezentator, dar acum asta zic, pentru că tu ai un talent și ai o vârvă nemaipomenită. Mă bucur foarte mult. Întotdeauna când eu admir niște copii, în primul rând am o mare admirație pentru părinții lor, pentru că este foarte greu să educi zilele noastre copii. Iubita, tu te-ai plictisit, așa? Dar ce vorbește tot tante asta? Ia niște biscuiți și mănâncă. Nu vrei biscuiți la core? Tu știi ce-s de bun, iubita? Nu, o să-ți dau eu ție acasă și o să vezi cât de gustoși sunt. Acum însă noi rămânem aici pe canapea și admirăm pe tati și pe frățiorul. Dar tu cum îi zici? Îl dezmergi? Zici Badea sau nu? Cum îi spui tu lui? Cătălin, tare, tare simplu. Așa, îi invităm în aceste clipe pe flăcăii din familia voastră să ia poziție aici pe scena noastră, pentru că ne vor cânta, ne vor încânta în curând și instrumentele vor ajunge. Ne colindă în aceste clipe la vioară și acordeon Cătălin și Vitali Advahov. Thank you.
Minunat, un duet foarte frumos, foarte sensibil, așa cum un tată și un fiu pot să cânte. Noi vă mulțumim enorm că ați venit primii să ne colindați pe noi. Sper că v-ați simțit foarte bine aici. Colaci ne avem, biscuiți vă dau. Și noi vă mulțumim pentru invitație și dorim la toți cei care ne-au ascultat, ne-au văzut astăzi, le dorim sărbători fericite și la mulți ani. Așa să fie. Mulțumim, mulțumim din suflet. Colindatul cu steaua este un obicei păstrat din vechime ce dăinuie și azi, fiind practicat mai ales de către copii colindători care primesc în dar bani, golaci, fructe și bomboane pentru vestea adusă. E un prilej minunat să aveți o activitate în plus împreună cu copilul dumneavoastră, ajutându-l să realizeze o stea din alea care străbat satele în lung și în lat. În familia Hanganu, tradițiile sunt la ele acasă. Perioada magică a Crăciunului este tocmai potrivită ca micuța Dragostina să învețe cât mai multe lucruri valoroase. Noi putem nu doar să facem mese și să stăm cu familia, dar și să colindăm, să ducem vestea nașterii Domnului, ceea ce este foarte important pentru că, cel puțin de aceste sărbători, în aceste sărbători, putem să ne apropiem cumva de Dumnezeu mai mult. Deși în copilărie Nicoleta era încântată de colinde, nu a mers niciodată cu steaua și a dorit mult ca măcar fiica ei Dragostina să o facă. Este steaua care vestește nașterea Domnului și de asta și se merge cu steaua, pentru că ea a arătat locul unde s-a născut Iisus și ea i-a condus pe acei magi. Cea mică însă a avut alte preocupări, cea mai importantă fiind să-i scrie scrisoarea lui Moș Crăciun. O coadă de sirenă. O coadă de sirenă, așa. Care s-o îmbraci, da? Da, așa. Uh-huh. Numai să sar. Uh-huh. Dentist. Așa. Veterinar și doctor de oameni. Asta e dorința mea. Cât am stat noi la taclale, steaua a fost meșterită, iar fetele ne-au colindat. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumini vestește, și lumini vestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Într-o familie de artiști, copiii nu au cum să nu pășească pe același drum. Împreună creează amintiri de neuitat și, cel mai important, reușesc să transmită din generație în generație valori muzicale ale neamului. Nicoleta Sava Hanganu și Dragostina sunt astăzi în o specie la Vorbe Bune. Sigur, ce frumoase sunteți fetele! Salut, iubita! Mamă, tu și o pincuță ai! Da, de când? De unde le ai tu? De la mami. De la... Sunt ale lui mami? Nu, mami le-a cumpărat. Așa, hai să luăm loc pe canapea, să stați comod. Și ce stea frumoasă ai tu, da? Te simți bine că ai reușit să creezi propria stea, da? Da. Da? Ia așa, stai așa pe canapea. Și dar de unde ai tu acest nume frumos? Cine ți l-a ales? Mami și tati. Mami și tati, mami și tati, rar nume, felicitări. Mulțumim. Și plin de dragoste. Așa este, da, mersi. Pentru că este un copil așteptat și un copil pe care voi încercați să transmiteți, așa cum am mai zis și mai devreme, valorile naționale. De când ea are costume populare? De la 4 ani. De la 4 ani. Da. Și opincuțele? La fel. La fel. Iubita, dar ții, nu ți-e cald? Nu. Așa, ca o lady adevărată. Ia zi-ne tu, mami cu tati cântă pe acasă sau cântă numai cu tine? Cântă și pe acasă. Da? Când fac ei mâncare, cântă? Mhm. Da, când fac curățenie, cântă? Da. Așa, ei cântă tot timpul, da? Da. Mami, este dorința ei de a cânta sau v-ați gândit că, măi, din doi artiști ar trebui să iasă tot o artistă mică? Păi, cum să vă zic, de la 2 ani a început să intoneze perfect anumite sunete, a început să cânte melodioare cu timpul și, bineînțeles, că darul este dat de la Dumnezeu și se vede. Deci este păcat să nu facem ceea ce facem. Și ce face? Merge la ore sau este parte dintr-un ansamblu? Nu, ea stă acasă, adică merge la grădiniță doar, dar cu muzica eu mă ocup cu ea. Mm-hmm. În fiecare seară sau aveți ore așa stabilite, ca la școală? Nu. Sau când vă apucă? Când prindem noi așa un moment mai potrivit, atunci.
în învățați. E frumos. Ce faceți acum de sărbători urme? Să mergeți să colindați prin sate sau rămâneți aici în oraș? O să colindăm acolo unde o să fim și noi. Și am venit și cu un CD. Da, pentru vă facem și un cadou micuț. Mulțumim. Păi așa de sărbători se oferă cadouri. Este CD-ul înregistrat cu Dragostina Parțial. Niște colinde foarte frumoase, colinde pentru suflet, am zis eu. Și uite, cu asta așa să mergem noi. Cu CD-ul și cu colindele frumos. Și cu urări de V-ați pregătit bine. De saga pentru colaci și bomboane? Da. În ce o să strângi tu toate darurile, puiul? În trestuță, nu? Avem și traistă. E, da, cam mică traistă asta, tapuiu. Ia uite ce frumos, ți-ai accesorizat de minune. Tati, ce face? E la lucru, lucrează. Și vorba aia, da? Răspunsul cel mai al copilului, unde tata face bani, da? Sau nu, tata cântă? Tata cântă, așa. La trompetă. Știu, dar mami la ce mai poate cânta? Mami poate cânta la vreun instrument muzical? Și la vioară doar. Sau la pian? Și la pian mult. Și la pian mult. Pentru că de obicei, dacă vrei să afli secretele, trebuie să întrebi copiii. Pentru că aia îți spun totul din casă. Zilele trecute a fost fetița Maria Nișura și aia a zis cum îl cheamă pe frate sau totul. Totul dau ei din casă. Cum îți amintești tu Crăciunul copilăriei tale? De obicei mergeam la bunici și asta era o bucurie pentru mine, pentru că era zăpadă și era multă zăpadă și noi mergeam cu verișorii mei, noi suntem vreo 20 și ceva, dacă n-am ajuns poate și la 30 acum, și mergeam împreună cu ei pe la rude, pe la nani, și colindam, mai strângeam niște colăceni, niște covrigei, bomboane, niște bănuți și eram cei mai fericiți. E adevărat, diferă foarte mult copilăria noastră și iernile noastre de ce au acum copii. Iubita, dar cum se ne-a dat, tu ai scris scrisoare moșului deja. Și ce ai cerut de la moșul? O coadă de sirenă. Aha. Veterinar. Aha. Și dentist. Oho. Și doctor de oameni. Ha. Așa, plus un doctor de oameni. Da, moșule, o să aveți treabă foarte grea, mai ales găsiți coadă de sirenă. Uite, asta chiar este o provocare. Orice copilaș are o bucurie imensă când descoperă rafturile cu jucării din orice magazine. Dar este și mai mare fericirea atunci când sub brăduțul verde găsește prietenul moale și drag la care a visat. Jucăriile de pluș aduc fericire chiar și unui matur, iar când în spatele lor se află o frumoasă poveste de viață, acestea parcă au o valoare și mai mare. Mă cheamă Gummy Bear, mă cheamă Gummy Bear, dar eu sunt Yummy Funny, norocosul Gummy Bear. Hei, deja a început febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Să știți că la atelierele de confecționare a jucăriilor de pluș este mare agitație. Eu astăzi voi face o excursie împreună cu voi. Cea care ne va ajuta este doamna Alisa, pe care o salut. Bună seara! Bună seara! Doamna Alisa, spuneți-mi, e o plăcere ce aici faceți dumneavoastră. Da. Le aduceți zâmbete copiilor. Da, mulțumim, iubim dieta, pentru că mâncăm pădriți, îmi radeți. Așa, cum ajungem să creăm și să dăruim la sfârșit această jucărie? Cum să începem? Da. Nu mâncinaim să risunca. И мы рисуем лекала, так называемые. Потом эти лекала мы пишем, какого цвета мы будем делать ушки, носик, глазки, шорты и все остальные их одежки. И вот девочки начинают кроить. Aici deja se asamblează jucăria propriu zisă. Da, da. Детали собираются на швейной машинке. И вот такой вот Микки Маус превращается в шкурку, пустую шкурку. Ну, это не Микки Маус, но это собачка. Ага. Вот она такая, никакая, пока еще пустая. Вот, и она, значит, идет в следующий цех для того, чтобы она получила общий вид красивый, чтобы у нее появились глазки, улыбка и принесла радость людям. Și aici am ajuns într-un adevărat rai al jucăriilor din pluș. Atât de multă culoare, atât de multe zâmbete. De ce la dumneavoastră toate jucăriile zâmbesc? A, pentru că noi iubim ulubață, наверное, поэтому. Câte jucării produceți în această perioadă? Nu, очень много. На праздники очень много. Мы около 500 игрушек. Care sunt cele mai populare jucării care sunt vândute? Ursuleț. Все время ursuleț. E un
Luna a rămas cucerită de aceste jucării și să știți că voi alege și eu câteva pentru nepoții, pentru nepoții mei, iar voi, dacă nu ați reușit să cumpărați cadou pentru cei dragi, profitați de ocazie și cumpărați o jucărie de pluș de la producătorii autohtoni care merită să fie susținuți. Dragii noștri, sper că întotdeauna o să aveți vise mari și darurile sper să ajungă în casele voastre. Noi revenim în casele voastre după o scurtă pauză de publicitate cu un colin extraordinar, mamă fică. Am revenit, sper că vă simțiți extraordinar în compania noastră. Eu deja aici mai aflat și câteva secrete. Ce colindă să ne cânte această mamă frumoasă. Dar apropo, cum a fost la înregistrări? A fost ascultătoare? Pentru că îmi dau seama că este multă muncă în studioul de înregistrări. Desigur, a fost foarte ascultătoare, știe că trebuie, atunci când mergem spre studio, deja știe că trebuie să cânte și știe ce trebuie să cânte. Da, Dragostin? Da, vă faceți repetiția acasă, da? Unde îți place ție cel mai mult să cânti? De obicei, oamenilor mari le place în baie să cânte. Ție unde îți place să cânti? Peste tot. Peste tot. Nu contează. Au durat mult înregistrările pentru acest CD? Aici s-au făcut înregistrări timp de mai mulți ani. Ai colectat. Da, sunt melodiile pe care le-am adunat, câte una, câte două pe an, cât am reușit, și de tot sunt 7, între care una este a Dragostinei, și 2 sunt în duet făcute cu Dragostina. Sunt diferite. Într-un an mi-a venit așa aranjament să fac cu așa băieți, cu așa instrumente, în alt an altfel. De asta ele sunt toate diferite și eu așa am numit o terapie pentru fiecare, pentru cei mici, pentru cei mari, pentru toată lumea. Așa, este frumos, eu ador părinții care petrec timpul alături de copiilor, care îi valorifică, pentru că asta facem și încercăm să creăm din copii. Tu te-ai plictisit, copiii noștri te-ai plictisit tare repede, așa că, draga mea, scena asta vă aparține. Vreau să vă zic despre colindul care îl vom cânta astăzi, Bucurați-vă creștini. Textul este semnat de Diana Sava Dărănuța și vreau să-i mulțumesc foarte mult pe această cale, pentru că am muncit mult, fiind foarte complicat să scrie versurile pe această melodie. Am încercat și eu, dar nu mi-a reușit. Nu ți-a reușit. Ia, haideți să ascultăm și versurile și melodia, să intrăm cât mai profund în esență. Ne luăm clopoței? Sigur. Așa. Aranjăm părul, vă invit aici, fetele, și pe voi vă invit, dragilor, să vă deschideți inimile și să primiți în casa dumneavoastră colindătorii. Cerurile s-au deschis, s-au deschis, îngerii
Bucurați-vă de oamenii frumoși pe care îi aveți în jur și bucurați-vă de copii, pentru că ei sunt șansa noastră de a călători într-un trecut atât de frumos numit copilărie. A avea un copil cu minte sau ascultător este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla unui părinte. Noi am aflat că e și cel mai bun lucru pe care îl poate face un copil, deoarece recompensele pe care le poate primi pot aduce mare satisfacție. Aflați că în Chișinău este un loc ușor în care copiii cu minți, care ascultă de părinți și care învață bine, se pot juca jocuri video cât în cape. Totul gratis. Tot ce trebuie să facă este să se prezinte la agenda... să prezinte agenda la intrare. Cine știe carte are 4 ochi, iar cine obține note bune la școală are parte de surprize plăcute. Toți copiii din Chișinău și Bălți care învață bine au acces gratuit și nelimitat în câteva centre de gaming. Ideea a venit de fapt de mult, dar se bucură de popularitate recent. Copiii oricum sunt pasionați de gaming, nu, e inevitabil. Și am zis, de ce să nu-i stimulăm să învețe bine și în același timp să vină și să joace oricât ar vrea și mai ales gratuit. Copiii vin cu mare drag și părinții îi aduc, îi ghidează, stau, se bucură pentru ei. Elevii se declară încântați de ideea asta. Pentru a putea juca cele mai tari jocuri video lansate pe piață, copiii trebuie să prezinte agenda. Astfel demonstrează că au rezultate bune la școală. Mi se pare că dacă ai note bune, cred că ai voie să te joci măcar un pic. La școală ce note ai? 10, 9, 8. Care e cea mai interesantă materie pentru tine? Matematică. Учусь в основном я на 9,8. Ну, конечно, мотивирует, когда тебе говорят, что за хорошие оценки ты можешь сюда прийти и поиграть бесплатно. Это любого смотивирует. Lista jocurilor în care elevii se pot juca este destul de mare, însă printre cele mai populare sunt cele cu mașini, lupte și roboți. Cel mai des îmi joc FIFA 18 și Doom. Ну, в основном я люблю игры Far Cry 3 и GTA. De exemplu, eu mă joc cel mai des în Counter-Strike și în GTA 5. De Forest, de exemplu, mă joc. Despre ce e jocul ăsta? Este un joc survival. Totuși, chiar dacă vă place această idee pentru motivarea copiilor la școală, țineți cont că ei nu trebuie să petreacă în fața calculatorului mai mult de 2 ore pe zi. Dacă este cu minte fetița, următoarea noastră invitată urmează să aflăm și vă spunem și vouă despre cine este vorba. A decis să-și împlinească visele și asta a făcut fosta solistă a trupei Big Flash Sound, Tatiana Turtureanu. S-a lansat și solo în muzică, iar ceea ce face arată puternic și promițător. Astăzi este alături de noi împreună cu dulcea ei fetiță și soțul care o susține în toate. Așa că vă zicem bună seara și vorbe bune, sper că ați adus... Noroc, Sergiu! Bună seara și bine v-am găsit! Așa, Sergiu la noi, el este campion la... Așa, da. Eu știu că tu ești obișnuit să dai punct, dar soția ta o să te înveți cum să ții microfonul, da? La sambo. Iubita, soțul tău este așa serios și în viață, da? Nu numai da. În ringul da. De luptă. Da. În viață și în lume de obicei, că acasă e mai e loial. Dar eu văd că stă cu asta mică, înseamnă că tati e topit după fetița. Recunoaște, tu ai vrut fetiță sau băiețel? Deodată băiețel, dar acum mai bine fetiță. Așa, eu țin minte pe Tania, era gravidă și cânta, până în ce lună ai cântat tu? Până în luna nouă, până la începutul lunii. Și cum respirai? Că și așa pasă diafragmă, dar tu ai nevoie să poți cânta? Era bine, îmi plăcea, aveam puteri duble. E adevărat. Iubita noastră a tentat la biscuiți, așa? Da. Să știți că biscuiții noștri sunt foarte gustoși și le mulțumim celor de la Festa Core care ne-au adus biscuiți. Iubita, tu vrei microfon, dar tu vrei și biscuiți, așa? Papa! Papa, dar n-ați hrănit copilul, da? Așa. Biscuiții poate să mănânce 24 din 24. Ce-ai fericit, așa îți manifestă bucuria, da? Eu o să dau o cutie pentru că a fost și Mariana Șura cu fetița ei, i-am dat o cutie neapărat că nu vroia să meargă să cânte dacă nu primea biscuiții. Bravo, iubita, bravo! Este foarte obositoare această primă profesie de mamă și tu ai zis că ia stai, că eu o să mai am timp și pentru altceva. Te lansez și solo. Da, am lansat ceva timp în urmă un videoclip și o piesă.
acum la voi urmează să o lansez a doua piesă. Și eu nu consider că sarcina sau copiii în general pot fi un impediment. Principalul să fie dorință și da, persoane care să ne susțină și să ne ajute, pentru că e complicat. Da, e complicat. Tocmai de asta. Știu că voi cântări noaptea. Cine stătea cu Eva cât mami era la muncă? S-a descurcat tati? Eu, da. Da? Așa, eu tare, tare curios. Am avut noroc de bunici. O să le dea Domnul sănătate tuturor bunicilor, bunicilor care stau copiii. Da. De fapt, tuturor, că toate bunicile sunt prețioase. Eva, este o fetință capricioasă sau... asta e fierbinte, asta e fierbinte, avem capucină. Este aici o fetiță foarte cu minte. Probabil de asta și ne-am hotărât așa repede la al doilea copil, fiindcă ne-a fost ușor cu ea. Este așa, ascultătoare, receptivă, face șotii, dar din astea copilărești care ne bucură pe noi mult. Da? Da, cântă, da. Așa ne cânt. Eu tocmai de asta sunt tare curioasă. Ea va face și muzică, va face și lupte, da? Luptă nu cred. Nu? De ce? Totuși domnișoara trebuie să fie domnișoară, da? Nu, aș spune că și la noi în sport sunt fete foarte frumoase, dar... De ce a zis soția? Tu ai zis frumoase, alte fete frumoase, care că numai Eva și eu sunt frumoasă, da? Da, am zis am de altceva. Am idei simpatice, dar este un drum foarte greu și lung. Am idei, nu lung, dar greu. Da, dar cel puțin tehnici de apărare sau tatea ca să o va învăța. Da, a să o învăț. Cu toate că, dragi flăcăi, cei care aveți 2-3 ani, nu știu dacă o să vă apropiați voi de fata acestui bărbat, da. Pentru că eu o să fie, cel puțin soțul meu zice că eu o să merg după dânsele cu armele pe la discotecă sau unde au stea ele. Știu ce înseamnă gelozia la bărbat, nu față de femeie, dar deja față de soție. Tu nu ești geloasă pentru faptul că el poate în unele momente o iubește mai mult decât pe tine? Nu, eu nu sunt geloasă, eu chiar sunt fericită că ei petrec mai mult timp împreună. Eu o să am în curând un băiețel, așa că... Așa, eu mă bucur... O să facem pace și să parte. Parte, eu mă bucur foarte mult pentru faptul că voi așa intens ați muncit, pentru că mulți refuză, văzând cât de greu este cu un copil. Înseamnă că vouă v-a fost ușor cu Eva și asta, trecem la next level, da? Așa, băiețelul urmează să apară? În primăvară, aprilie, mai. Așa, un cadou de Paște, da? Da. O să-l aducă iepuraș. Dar ea înțelege faptul că urmează să mai apară încă un focar de dragoste? Înțelege. Ea știe că în burtică este bebele ei. Ea o să-l crească, o să-l îngrijească, o să-l hrănească și în fiecare dimineață se trezește, caută burtica să-l pupe, vorbește cu el. Îi place. Da, frumos. Ce faci atunci când soțul a plecat? Antrenamente, cantonamente, deplasări? Eu m-am obișnuit și sunt un om norocos că am părinții aproape, sunt bunei, surorile care ne ajută în caz că am și eu undeva să ies. Și până când e bine. E tare sigur, unde v-ați cunoscut voi? Tu? Eu? Spune tu. Noi suntem dintr-un sat, din Chișcăreni, ambii. Așa. Și ne-am cunoscut la nunta surorii lui. Noi cu ea 2006. Fiind prietene, da, din 2006. Da, frumos. Eu mă bucur foarte mult. Sunteți o familie foarte diversă, pentru că de obicei artiștii tot cu artiști se cuplează, că ăștia înțeleg, dar și cu sportive. Bine, pentru că și ăștia pleacă des, lipsesc de acasă. Adică nu aveți pe cine să dați vina, pentru că ambii sunteți dezvoltați personal. Este foarte important acest lucru, să vă ocupați și de cei mici. Tu mai porți tocuri, văd că, da? Da, un pic, doar că le mai reduc din centimetri. Din înălțime. Așa, urmează în aceste clipe să vedem cum te descurci pe tocuri aici pe scena noastră improvizată. Noi rămânem cu tati și cu Eva aici să gospodărim și să o ascultăm pe mami cum ne cântă. Acolo e apă și e fierbinte. Ca ne spute, rog, și melodia. Am eu grijă că tot sunt mamă. Melodia se numește 5 minute. Versurile aparțin doamnei Olga Căpățână. La muzică am lucrat eu împreună cu Dorin Ieșanu și mastering Dorin Ieșanu. Așa. Iubita, noi avem un clopoțel. Nu știu dacă clopoțelul o sună
bine aici pe melodia lui mami, dar eu ți-o dau să te joci, da? Așa. Invitată, invităm aici pe scenă să ne cânti, iar noi îți vom face ție galerie. Dar tu nu cânti singură, tu cânti cu băiatul. Da. Așa. 5 minute. Luna este foarte mică, tu atingi cu chipul dragă. Și eu uit într-o clipită numai cum apari în prag. Luna este foarte mare și mă poți pierde ușor. Te rog, nu pleca în căutare de ție bine și ție dor. Toată noaptea și încă 5 minute, noi de lume n-aveam habar. Stelele priveau din cer tăcute, doi nebuni iubind fără hotar. Noaptea este foarte scurtă când pe brațul meu ador. Și aș vrea să o am amică, să nu mai dispari în zori. Noaptea este întunecoasă când te pierzi pe undeva. Te rog, nu pleca seara de acasă, singură nu mă lăsa. Toată noaptea și încă 5 minute, noi de lume n-aveam habar. Stelele priveau din cer tăcute, doi nebuni iubind fără hotar. La 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 la. La 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 la. Doi nebuni iubind fără hotar. Toată noaptea și încă 5 minute, noi de lume n-aveam habar. Stelele priveau din cer tăcute, doi nebuni iubind fără hotar. Toată noaptea și încă 5 minute, noi de lume n-aveam habar. Stelele priveau din cer tăcute, doi nebuni iubind fără hotar. Ce extraordinar de bună. Draga mea, tu rămâi acolo. Eu nu te țin în picioare degeaba, pentru că oamenii care vin la noi nu vin așa cu una, cu două. Voi vă mai jucați din când în când pe acasă. Da. A, așa. Noi urmează să rămânem să ne jucăm aici, unul de alta, dar nouă ne place să jucăm și să ne simțim bine. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție, pentru fiecare dintre noi. Sărbătorile sunt clipe speciale pentru copii, este însă un moment magic care își pune amprenta asupra lor. Colorați sărbătorile copiilor și învățați semnificația adevărată a acestora. O seară minunată vă dorim, acum vine serialul Trădarea.
sponsorul emisiunii, marca comercială La Festa.